It's Dear representatives of the media, welcome to the Ministry of Defense, and also thank you for having accepted the invitation to participate in this press conference. And this press conference is organized on the occasion of the official visit of the Minister of National Defense of Lithuania, Laurinas Kasčiūnas. And now, in the immediate future, the Minister of Defense of the Republic of Moldova and the Minister of the National Defense of Lithuania will be taking the floors to deliver their speeches. Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să salut la Ministerul Apărării pe domnul Laurinas Kasčiūnas, Ministrul Apărării Naționale al Republicii Lituania. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome to the Ministry of Defense Mr. Laurinas Kasčiūnas, Minister of National Defense of the Republic of Lithuania. Excelența sa este cel de-al doilea omolog lituanian pe care am onoarea să-l primesc la Chișinău de la începutul mandatului în calitate de Ministrul Apărării, fapt ce reprezintă un mesaj că Lituania este o țară prietenă care ne susține în parcursul nostru de dezvoltare a Republicii Moldova. His Excellency is the second Lithuania counterpart that I've had the honor to welcome in Chișinău since the beginning of my mandate as Minister of Defense, which is a sign that Lithuania is a friendly country that supports us in Moldova's development journey. Planul de colaborare pe care l-am semnat acum 3 ani în cadrul vizitei predecesorului dumneavoastră, Arvydas Anuškauskas, în Republica Moldova, demonstrează sustenabilitatea cooperării în domeniul apărării dintre statele noastre, pe care o avem de mai bine de 20 de ani. The collaboration plan, which was signed when your predecessor, Arvydas Anuškauskas, visited the Republic of Moldova 3 years ago, testifies to the sustainability of the defense cooperation between our countries, which we have had for more than 23 years. Vizita dumneavoastră, domnule ministru, este și un bun prilej pentru a trece în revistă cooperarea în domeniul militar dintre țările noastre și susținerea oferită de partea lituaniană în sprijinul efortului de modernizare a instituției de apărare a Republicii Moldova, precum și pentru a identifica noi proiecte de activitate comună. Your visit, Minister, is also a good opportunity to take stock of the military cooperation between our countries and the assistance provided by Lithuania to support the efforts to modernize the Moldovan defense establishment, as well as to explore new joint projects and activities. Doamnelor și domnilor, după cum bine cunoașteți, Republica Moldova se află în prezent în plin proces de integrare europeană, un spațiu al păcii și bunăstării. Acest lucru înseamnă nu doar creșterea economică, oportunități noi pentru investiții, dar și dezvoltarea tuturor sferelor vieții, inclusiv și un sector de apărare modern, care se ofere cetățenilor siguranței zilelor de astăzi și de mâine. Ladies and gentlemen, as you well know, the European integration of the Republic of Moldova into an area of peace and prosperity is currently in full swing. This means not only economic growth, new investment opportunities, but also the development of all areas of our lives, including a modern defense sector, which will offer the citizens the assurance for a stable today and tomorrow. Vă mulțumim pe această cale, precum că ne sunteți alături în acest parcurs. And on this occasion, I'd like to thank you for standing with us on this journey. În cadrul discuțiilor pe care le-am avut astăzi cu domnul ministru Kasčiūnas, am apreciat de asemenea parteneriatul tradițional, durabil, sincer și necondiționat dintre instituțiile de apărare a Republicii Moldova și Lituania. In my discussions with Minister Kasčiūnas today, I have also expressed my appreciation for the time-honored, lasting, sincere and unconditional partnership between the defense establishment of the Republic of Moldova and that of Lithuania. Istoria cooperării noastre cuprinde un spectru larg de activități, proiecte de inițiativi comune în domeniul expertizei și reformării sectorului de apărare, învățământului, logisticii, pregătirii profesionale în cadrul exercițiilor multinaționale și instruirii lingvistice. The history of our cooperation encompasses a broad range of joint activities, projects and initiatives in the fields of defense sector reform advice, education, logistics, professional training in multinational exercises and language training. Aș dori să menționez că mai nou colaborarea noastră s-a extins și pe alte direcții de instruire și cuprinde sprijinul inclusiv la capitolul dezvoltarea pregătirii corpului de sergenți și soldații armate naționale, securitatea cibernetică și consolidarea capacității de comunicare strategică, domenii vitale pentru sporirea rezilienței naționale.
I would also like to mention that we have recently expanded our collaboration in other training areas, including support for the development and training of the National Army's Corps of Sergeants and Privates, cybersecurity, and strengthening the strategic communication capabilities, which are vital areas for enhancing national resilience. Chiar săptămâna precedentă, la una din centrele de instruire a Armatei Naționale, s-a încheiat cursul comandanților de grupă de infanterie desfășurat de către o echipă mobilă de instruire din cadrul Forțelor Armate ale Lituaniei. Just the previous week, at one of the training centers of the National Army, the Infantry Group Commanders Training Course conducted by a mobile training team of the Lithuanian Armed Forces was concluded. Trebuie să recunoaștem că prin astfel de activități comune de instruire, militarii noștri au posibilitatea să-și perfecționeze abilitățile și să învețe cele mai bune practici în domeniu pentru a fi capabili să-și îndeplinească misiunile la cel mai înalt nivel. We have to acknowledge that through joint training activities such as these, our servicemen have the opportunity to hone their skills and learn best practices in order to be able to perform their missions at the highest standards. Un punct important al dialogului a vizat susținerea politică din partea Lituaniei a dezideratului nostru în cadrul platformelor internaționale de asistență, precum ar fi Instrumentul European pentru Pace și Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare. An important focus of our dialogue was Lithuania's political support for our aspirations regarding international assistance platforms, such as the European Peace Facility or the Defense Capacity Building Initiative. Am discutat și despre modalitățile prin care Lituania ar putea să ne ajute în continuare în eforturile noastre de intensificare a contribuției Republicii Moldova la asigurarea păcii și securității internaționale, la realizarea angajamentelor asumate pe plan internațional, precum și la transformarea instituției de apărare. We also discussed ways in which Lithuania could continue to help us in our efforts to enhance Moldova's contribution to ensuring international peace and security, to fulfilling our international commitments, and to transforming the defense establishment. Domnule ministru Kasčiūnas, ne dorim consolidarea parteneriatului în domeniul apărării cu Lituania prin noi proiecte de interes comun, direcționate spre dezvoltarea unei armate moderne, dotate și instruite, capabile să facă față tuturor provocărilor în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Minister Kasčiūnas, we wish to strengthen the defense partnership with Lithuania through new projects of common interest aimed at developing a modern, well-equipped and well-trained army capable to face all challenges for the good of Moldovan citizens. Am menționat acest lucru în cadrul dialogului cu dumneavoastră pentru că mizăm foarte mult la susținerea în continuare din partea Lituaniei a parcursului nostru european, eforturilor noastre de consolidare a capacităților organizatorice, a capacității de apărare, precum și asigurarea a păcii și securității în regiunea noastră. We have mentioned this in our dialogue with you because we are counting very much on Lithuania's continued support for our European integration path, for our efforts to strengthen cooperation with international organizations and to ensure peace and security in our region. Vă mulțumesc, domnule ministru Kasčiūnas, aveți cuvântul. Thank you, Minister Kasčiūnas. You have the floor now. Thank you, Minister. Thank you for the invitation. Thank you very much for the hospitality for me and for whole our Lithuanian delegation. So, you know, we came here to show strong support and backing. My colleague, friend, Minister of Defense of Moldova, Anatoly Nasati. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, mulțumim și pentru invitație, mulțumim pentru ospitalitate, pe cea pe care ați arătat-o și delegației noastre și noi ne aflăm aici pentru a ne exprima susținerea, sprijinul ferm față de dumneavoastră, domnule Anatolie Nosati. Lithuania was, is and will be always a good friend of Moldova. We will support always you on your independence, territorial integrity and European integration. Lituania a fost de mult timp deja și este și continuă să fie o țară prietenă pentru Republica Moldova și vă vom fi mereu alături și vom continua să susținem independența Republicii Moldova, integritatea sa teritorială și parcursul său european. We admire what you personally and your government is doing on political level, your course into European integration will be always supported by our country.
Noi admirăm eforturile pe care le depuneți dumneavoastră, eforturile pe care le depune Guvernul Republicii Moldova, în așa fel încât să continue parcursul său de integrare în Uniunea Europeană, și în acest context veți avea susținerea noastră. It's very important for you to maintain the momentum of reforms, and you're doing a successful job, and also your attempts, your personal attempts to increase of your defense spending is also crucial importance. Este foarte important ca să nu se piardă din elanul reformelor, să continuați în acest sens, la fel și eforturile de a spori bugetul pentru apărare. We also discussed plenty of variety of fields where we can deepen our bilateral cooperation, and also want to announce that today we delivered to Moldova thermal visual sights capability for your armed forces. It's produced by Lithuanian producers, and this cooperation will continue. Totodată astăzi am discutat despre diversele domenii de cooperare, unde este posibilă cooperarea bilaterală, și tot astăzi am anunțat livrarea acelor aparate termice pentru vedere de noapte, și în acest context anunțăm că acestea sunt produse de producători lituanieni și ne dorim cooperarea în continuare. Another step will be delivery to Moldova Lithuanian FPV drones. We have strong producers, and these producers will be also helpful for supporting for this capability which is needed for Moldova, and I hope we will do it until the end of this year. Totodată urmează să fie livrate drone SPV, și în acest sens avem producători foarte buni și considerăm că ele se vor dovedi de ajutor pentru Republica Moldova, și sperăm că vom reuși să asigurăm livrarea lor până la finele acestui an. Dear colleague, we will waiting you in Lithuania in the autumn for our visit and more study visit on drones capabilities, training facilities, training system which is also under implementation in Lithuania. So very welcome, and let's move forward together. Și așteptăm vizita dumneavoastră din toamnă, o vizită de studiu de asemenea, în cadrul căreia va fi posibilă ca să fie fortificate, să fie consolidate capacitățile de utilizare, de familiarizare, de utilizare a dronelor, precum și alte capacități la rândul lor. De aceea suntem și noi entuziasmați de colaborarea care urmează. Thank you. Mulțumesc. This is Anna from Journal TV. She would like to know, how big are the investments of Lithuania in its army this year and in the previous years as well? In Lithuanian army, you mean? Yes. Yes, okay. So I came to the position in late March. At this moment, we have 2.85 GDP for defense. Today we have 3.03 GDP for the defense investment, and it will be increased even by this year, I would say additional 100 million. So we are number five, number six from all NATO countries if you compare the GDP parameter. So as Latvia, Estonia, almost the same level. Of course, Poland with a 4%, is the leaders now in NATO. So we are moving forward. În momentul în care am venit eu în această funcție de ministru, pe atunci bugetul pentru forțele armate din Lituania reprezenta 2,85% din PIB, ulterior a crescut până la 3,05% din PIB, și practic asta ne mai așteptăm să crească cu încă 100 de milioane. Ne poziționăm destul de bine pe locul 5-6 între țările NATO, după procentul din PIB care este dedicat apărării. Pe alături de noi este Estonia, dar cel mai avansat ar fi probabil Polonia cu 4% din PIB pentru apărare. And a question to both minister. What is a strong army in a vulnerable state?
Or how should a strong army be in a vulnerable state? Taking in consideration your budget allocation, Minister, I think you'll answer first. Okay. You know, Lithuania started to establish Lithuanian Division. Lithuanian Division is a 3 strong brigades, which will be plug in all NATO defense planning. Excuse me, I couldn't hear you very well because of the sounds of the cameras. Lithuania started to develop Lithuanian division level capability, which means a 3 strong brigades, one division, which will be a part, integral part of NATO defense planning. Mm-hmm. Thank you. În Lituania a început crearea, dezvoltarea unei așa numite divizii care va consta din 3 brigade. Și practic asta se va implementa în contextul planului de apărare NATO, va contribui la implementarea acestui plan. It means strong air defense, middle range, short range, tank battalion going step by step, infantry fighting vehicles, motivated our troops, which is well equipped, which is motivated, have a will to defend the country. That's why when you're saying what it means a strong army, it means not only strong iron twist, which could be a Lithuanian division, but also support of society, a resilient society, society which has a will to defend its country. That's so important in Lithuania, and we are working on it to engage at least active part of society into the rifleman union, into the voluntary forces, into the commandant territorial self-defense forces. Iar dacă tot vorbim despre cum este o armată puternică aici, fiind menționată mai devreme și divizia respectivă, asta înseamnă o mai bună apărare aeriană, asta înseamnă capacități de luptă la distanță mică și medie mai bune, asta înseamnă batalioane care sunt dotate, eforturi investite în consolidarea infanteriei. De asemenea, vorbim aici și despre motivarea populației de a se solidariza cu apărarea țării. Totodată, o armată puternică nu înseamnă doar un pumn de fier care ar fi reprezentat prin acea divizie, ci mai înseamnă și o societate care este una rezilientă, una care este gata să își apere țara. De aceea și noi acum încercăm să întreprindem diverse eforturi pentru un grad mai mare de implicare din partea societății în trupe sau forțe ale voluntarilor care sunt gata să se implice în apărarea teritorială a țărilor. Aici aș adăuga din punctul meu de vedere că o armată puternică este o armată modernă, o armată dotată, echipată, instruită la nivel pentru a face față provocărilor de gen militar în scopul asigurării păcii și securității pentru cetățeni. Definitiv, aceasta vine doar ca rezultat a unor procese complexe cu alocări bugetare corespunzătoare, cu programele necesare pentru a atinge acel nivel de interoperabilitate, și aici vine la pachet cu conlucrarea eficientă cu partenerii care pot împărtăși, cum a menționat și domnul ministru, acele experiențe necesare pentru a atinge acel nivel important de apărare. Și definitiv, când vorbim despre armată, nu este doar militare, dar este toată societatea. Este complexul întreg de activitate a instituțiilor de conducere, precum și educație, care pun la o importanță majoră pe pregătirea civică a societății, având în vedere parcursul de dezvoltare strategică. And to add as to the meaning of a strong army, I believe a strong army means a modernized, a modern army, one that is properly equipped, one that is also properly trained. Trained in a way as to be able to face and to overcome the military challenges in order to be able to support peace and security. And also, indeed, this can be achieved on the basis of the implementation of some very complex processes, but also that requires budgets, that requires programs that allows for interoperability. And for this, for us to be able to achieve this, we need to continue working together with our partners. We need to be able
to learn from their experiences. And certainly, as was also mentioned by the minister, it's not only about the army, it's also about having the society on board as well. And it's also about raising the awareness of the society. So it's up to the governance of a country and to the awareness of the society as to the matters of defense. So we can achieve that through civic education of the population. Thank you. Very good question. You will translate or sure. Okay. O întrebare din partea lui Radu Osipov, Moldova 1. Se cunoaște că pe parcursul următorilor 10 ani, Lituania și-a luat angajamentul de a investi 600 de milioane în fortificarea armate și dezvoltare. Întrebarea fiind de ce și cum este perceput amenințarea rusească în Lituania și cum este îmbrățișată, acceptată această necesitate de a face investiții considerabile în apărare. You know, we see Russia as an existential threat for Lithuania and for the Baltic countries. So, and we understand very well that if you want peace, you need to be strong. You need to invest in your defense for deterrence. If you will deter, you will have a peace. So-called concept of Ronald Reagan, peace through strength. I think it's very actual even today. Counter-mobility and fortifications is part of a strategy. I want to say what Baltic states early this year signed the agreement between three states on Baltic defense line. You can translate, I will. Thank you. În ceea ce privește amenințarea din partea Rusiei, aceasta este văzută ca o amenințare existențială. Și acest lucru este perceput astfel atât de Lituania cât și de țările baltice în general. Pentru a avea pace este nevoie să avem o armată puternică. Pentru aceasta însă este nevoie să facem investiții și acestea trebuie să fie făcute nu mai târziu, ci fără amânare, fără a amâna acest lucru. Iar activitățile care au loc în contextul mobilității a fortificărilor, astea fac parte dintr-o strategie, iar țările baltice, cele trei state baltice, au semnat un acord de apărare. So we have Baltic defense line, we have integral of part of it Lithuanian defense line, we have Polish also very ambitious Eastern Shield plan, and we all coordinate each other. Astfel că avem această linie de apărare baltică, care este coordonată cu linia de apărare lituaniană. De asemenea, și Polonia are un plan foarte ambițios în acest sens. Iar un lucru important este cel că noi coordonăm unii cu alții. So what does it mean, counter-mobility and fortification? First of all, and the biggest capability is mines. It's landmines, which is not prohibited under the conventions, anti-tank mines, sea mines. We are purchasing and buying this capability and making it stronger. Another thing is physical barriers, like dragon teeths, like eagles, like that kind of things, which we will establish 27 counter-mobility parks near our borders with Belarus and Kaliningrad. Also using the forest for defense and for movement of possible adversaries, also preparing our bridges when it's needed for, I would say, blocking the movement of adversaries. Also some parts of our places and borders zones with Russia and Belarus will be fortificated right now, not only waiting for intelligence signals, but right now. So it's a like complex policy, complex tools, and we will start to implement. And in the late August, we will open the new counter-mobility plan park base, and we will have 27 till the end of this year.
Nu vă să zic că instrumentele pe care le utilizăm sunt destul de complexe, este o gamă destul de largă. Când vorbim despre mobilitate și fortificare, aici vorbim despre achiziționare de dispozitive care ne permit să ne realizăm planurile, cum ar fi mine, mine antitank, mine marine, bunăoară, și de asemenea ne gândim și la diverse puncte de apărare fizice, bunăoară stabilim aceste puncte la granița cu Belarus și Rusia, totodată ne gândim la alte mijloace, cum ar fi prin forțele aeriene, ce măsuri pot să se dovedească utile. Nu uităm și de poduri într-o eventuală necesitate de a bloca accesul prin trecerea acestora și în momentul actual, practic, întreprindem toate aceste măsuri de pregătire. Nu stăm să așteptăm să vină oarecare informații bunăoară de la serviciile secrete de informații, ci noi deja realizăm aceste pregătiri, iar în august va fi aprobat, va intra în vigoare un nou plan în acest sens, care va fi valabil până la finele anului. Last question. Vorbiți, vă rog frumos, mai tare, nu vă auzi, sau veniți mai aproape, vă rog frumos. Locotenent major Ludmila Solomon, Infarma. Întrebare pentru domnul ministru al Lituaniei. Domnule ministru, cum apreciați nivelul de cooperare actual între Ministerul Apărării al Lituaniei și autoritățile de apărare din Republica Moldova? Lieutenant Major, a question from her to the minister. What would you say about the cooperation between the authorities of Lithuania and the authorities of Moldova at this moment in time currently? Great cooperation. We have a plan moving forward. So as I mentioned, delivery of thermovision tools, which we hope will be useful for your armed forces. And also next step will be till the end of this year, we will deliver some amount of Lithuanian FPV drones to you. And many other areas. Aș spune că această cooperare este una minunată și ea se manifestă în mai multe forme. Bunăoară, după cum ziceam astăzi mai devreme, că vor fi livrate aparate termice pentru vedere de noapte și până la finele anului vor fi livrate și drone SPV. Aici aș vrea să adaug că avem un plan care l-am inițiat acum 3 ani în urmă. Executarea acestui plan arată rezultate foarte bune în mai multe domenii și cu domnul ministru am discutat că colegii din statul major și din Ministerul Apărării vor identifica noi arii de cooperare care ne vor permite aprofundarea cooperării noastre frumoasă pe parcursul anilor. And I would like to also add on this note that a plan of collaboration was approved 3 years ago, and we can already see that there are very good achievements, good outcomes following the implementation of this plan, and we are looking also for other areas. The General Staff and the Ministry of Defense will think through and explore new avenues for further collaboration in the years to come. There is one. Okay, please. Da, întrebarea era câte bucăți vor fi livrate de echipamentele menționate mai devreme, aparatele termice pentru vedere de noapte și dronele, și dacă aceasta este o donație sau nu. There is a very good word and term in defense planning: strategic ambiguity. When you do not talk about numbers, but it's a capability which really will be useful for your country, and it will be. No, it will be support of Lithuania. Există în domeniul apărării un termen care este unul cât se poate de potrivit pentru a răspunde la această întrebare. Termenul este ambiguitate strategică. Vă să zic că este una care nu presupune neapărat, să zicem, în termeni foarte specifici sau în numere foarte specifice care va fi cantitatea. Însă aceste dispozitive care vor fi livrate, cu siguranță vor fi foarte utile pentru Republica Moldova. Dar noi vedem asta ca o susținere oferită țării. Okay.
that was all the media. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru interesul acordat activității noastre. Thank you to the media representatives for being here and for having treated this event with so much attention. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah.